Deci urmează continuarea clipului pescuit pe Olt în zona Rusărești. Pentru cei care ați văzut prima parte, o să vă dați seama cum o să înceapă cea de-a doua parte. Cea de-a doua parte o vom începe cu seara, cu ce ne-a mai rămas din ziua și după masa care a trecut. Și să continuăm seara, cum se continuă, cu un grătărel. Cum trebuie, așa. Cum trebuie, ca la carte. Elegant, doamne. Păi, ce cu melodia asta, trebuia să fie pârțaca. Stai, scuzați-mă, că n-am... Ia. N-ai YouTube Premium. Pă cum? Pregătim distracția. Vreau să fie să nu-i țancă. Uraganul? Care vine aici lângă noi? Nu, oameni buni, la uze. La prinde. Exact. Te atrage, măi, știi, că trage la miros de da, țărne aici. Da. Mă luați acolo? La o mică taină cu băieții de seară. Un grătar. Un grătar, dacă păi da. Peștele nu mănâncă, mâncăm noi. Mâncăm, clar, avem ce pune pe el. Avem. Ia uite aici, Sam. Rezultate. Am 2, 3, 4 plătici și un caras. Hai! Și încă 2 aici de pus pe grătar? Suficient pentru astă seară. Așa mai micuț. Ăștia sunt de pregătit deja. Deja sunt gata. Ăștia sunt gata stricați, cred că. Ia, mirose? Nu mirose, mă, de unde. Nu mirose, nu. Sunt ca noi. Sunt buni. Ce să ții bine. Avem permisiunea. Eu o să intru în gorjea de-a nostru. El e cu YouTube-ul. Foarte grav. Trebuie să băgăm, să încercăm cu râmă. Să spălăi grătarele. Avem aici bucătarul. Facem pentru băieți aici, cu prieteni. Păi cum? Bă, domnule, dar tu nu vezi bă carte. Ia să vedem. Este, mă. Ia uite el. A venit. E Petrică, mă. Uite-o. Este, a venit. Are ochii roșii. Are ochi sau n-are? Are. Ia uite. Bun. Frumoasă. Seara merge ia bine. Cristi, te da! Ai fan pe tot barajul. Să știi. Te aud mâine la 8 jumate. Scapă-l. Neața, dragi pescari, se pare că ziua de astăzi nu este prietenoasă cu noi, deja a început să plouă, vântul totuși ne-a mai lăsat, s-a mai domolit, dar plouă. O parte din gașca mea se pregătește să plece pentru că vremea chiar nu este favorabilă. Nu știu eu ce o să fac, o să mă duc mai în jos la gașca cealaltă, să vedem ce decizie, o fi mai rezistentă. Da, ce decizie o să ia. Și nu știu, o să ne vedem pe parcursul zilei, că nu știu exact ce o să întâmple cu noi. Uite, și vântul o să se intensifice. Și ce să zic, mă bucur foarte mult că i-am întâlnit. Noi ne bucurăm la fel de mult că am întâlnit. Că am avut vorba aia și o partidă de pescuit împreună. Da. Cine ar fi crezut că probabilitatea asta să te întâlnești cu cineva vorba aia drag și cunoscut. Superb. A fost o plăcere să ne cunoaștem și așa față-n față. Da. Da. Poate o să mai avem ocazia să mai facem parte de împreună. Da, la Dunăre, drag. Mai ales la Dunăre. Da. Nu uitați cu noi. Da. Aute și aici. Arată-le gunoiul. Mergem la Dunăre să... Ia, arată gunoiul. Da. Uitați gunoiul. Da.
Deci așa e frumos. Le lii cu tine și îl duci unde trebuie dus cu noiul. Bun. Ne-a părut bine, să aveți drum bun și voi. Drum bun și voi să aveți. Doamne ajută-le. Hai să te salut pe tine. Pa, să ne auzim cu bine la o nouă partidă de pescuit. Să fie. Noi ne vedem mai târziu, că nu știu sincer exact ce o să decid să fac. Se pare că aici am nimerit bine. Direct la masă. Mă registrez, nu? Nu. Hai noroc. Hai noroc. Stai că o am și eu pe aici, a venit cu ea. Se pare că vremea a plouat un pic. Da, se îndreaptă, o să ne lase să mai facem ceva. O să ne lase să bem țuică. Să bem țuică, să bem bere, să mâncăm. Berea e rece, masa este. Totul e. Hai noroc. Ca la carte. Grătarul e sub. A sfârșit aseară. Mai sfârșesc mai târziu. O să ne vedem mai târziu, să vedem ce ce mai facem. Trebuie să mă duc să mănânc și eu. Nu mă crezi. Noroc cu mine, mă, că-ți făcui poză la montură. Ia, hai, scapă-l, scapă-l. Dar uite ce negru e. Ia, uite-l, bă, băiatele mea. Ăsta-i de Marea Neagră. Uite-te la el, mergem cu el la mare, mă. Dar tot la Bonduel. Nu, cred că e baril aici. Nu știu exact. Am și barilă și vierme. Cristi, mă registrez, nu? Ești live? Ia. Tot caraz, bă. La râmă. Tot caraz, mă, uite. La râmă, băieți. La râmă de pământ. Ăsta-i cam cărășel, așa, da? Față de ce luați până acum. Da, iau. Acolo să dai. E iarbă la mine. Uite, bă. Oprește filmarea, Cristi. 2. Ai de mie. Bă, dar pe tine numai așa te prinzi, numai cu cuvinți. 2, uite și tu. Dar ce dai, bă? Uite ce prind eu. Numai câte 2, câte 2. Subțire captura. Asta ce am luat așa mai spre seară, într-o seară, în rest n-a vrut nimic. Subțire rău. E un disc acolo. Cam atât a fost ieșirea mea aici la Rusănești. Prietenii mei, unde sunt, acolo, au hotărât o să mai stea. Eu am decis că trebuie să plec. Mi-a ajuns, o să plec în altă locație, nu știu exact unde. Da, vorbim pe drum, ne vedem pe drum. Și am plecat la drum. Sincer, nu știu exact acum sunt în județul Olt, nu știu unde o să mă opresc. În județul Dolj, Mehedinți sau Gorj, acasă. Chiar o să mă decid să văd până în Craiova în ce parte o să mă duc. Aș fi vrut să mă duc pe la Dunăre. Aș fi vrut să mă duc spre casă, să opresc pe la Ișalnița. Sau poate o să mă duc direct spre casă, că am niște locuri foarte noi. Cât timp a fost prohibiția, am fost în căutare de locuri noi și am multe locuri noi care vreau să mă duc pe ele, vreau să le sondez, să le văd și am să vă arăt multe pe acolo, prin zona mea, multe partide de pescuit, dar asta o lăsăm pe altă dată. Ce să vă zic, cam asta a fost ieșirea mea până acum în această zonă. Pește nu am prins foarte mult, sincer nu știu, nu am
nu a vrut să mănânce cum mânca anul trecut, să zic, sau poate în perioada asta, că a fost și cu ploi și cu vânt și cu nu știu, numai așa a fost vremea. Dar la urmă nu mi-a contat ieșirea. M-am bucurat foarte mult că mi-am făcut prieteni noi, după cum bine ați văzut. Ne-am întâlnit, ne-am chefuit. Ce să zic, am făcut schimb de păreri, de experiențe, am făcut poze. A fost foarte, foarte frumos și mă bucur și mai salut încă o dată pe această cale. Au fost niște oameni minunați și chiar mă bucur foarte mult de această ieșire. Dar încă excursia mea nu s-a terminat. O să ne vedem, cred că în clipul următor, și atunci o să vă spun să văd unde am oprit, ce am făcut, ce am prins, dacă am prins ceva, la ce pește am dat, pentru că nici eu nu știu acum sigur foarte bine ce o să fac. Mulțumesc foarte mult noilor abonați, mulțumesc foarte mult de vizionări. Dacă doriți să dați o abonare, să știți că veți avea notificări automat, atâta timp cât ești abonat, clipurile mele și tot ce o să postez, o să primiți automat notificare când ești abonat. Cam asta e. Vă mulțumesc foarte mult și vă salut pescar de pretutindeni. Eu o să-mi continui lungul meu drum.